Nu o să mai citesc un text în seara aceasta pentru că îl voi folosi pe cel cu care am deschis slujba din seara aceasta și cred că vă aduceți aminte despre momentul în care Domnul Hristos trimite să-i se pregătească cadrul potrivit pentru a prăznui Paștele împreună cu ucenicii săi. De acolo se întâmplă o mulțime de evenimente și o să le luăm în ordine cronologică. Dragilor, în istoria biblică sunt foarte mulți oameni care au avut pierderi incomensurabile, pierderi care n-au mai putut fi reparate. Cain este unul dintre ei. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, dragilor, vom găsi multe alte personaje care s-au așezat în mod voit pe poziția aceasta de perdanți, mari perdanți ai istoriei. Dumnezeu a permis ca pe paginile Scripturii să se scrie despre oamenii aceștia. Esau este un mare perdant, a pierdut toate privilegiile și sunt mulți alții. Vorbeam la tineret despre Amnon, care a pierdut toate privilegiile. În pildele pe care le ilustrează Domnul Iisus Hristos atunci când vorbește cu oamenii, găsim acolo mulți care au pierdut incomensurabil. De exemplu, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. El era un om de succes, nu? Pentru că vorbim în seara aceasta de câștiguri înjositoare, câștiguri înjositoare, și vom găsi că în jurul Domnului nostru Iisus Hristos sunt o mulțime de personaje negative care aparent au avut succes, exact cum spune Nicolae Orga, că sunt succese care te înjosesc și eșecuri care te înalță. Dar n-am putut în seara aceasta să vin și cu partea a doua, probabil mâine, eșecuri care te înalță, cum adică eșecuri care te înalță și cum adică succese care te înjosesc. Există posibilitatea să ai un succes care te poate înjosi, sigur, te poate înjosi, mai ales în contextul în care trăim noi acum, și o să ne uităm la aceste personaje și o să învățăm foarte multe lucruri despre ei. Bogatul căruia a erodit țarina, da, spune Scriptura că el a fost un om prosper, a fost un om de succes. N-a știut ce să aleagă în viață. Dumnezeu i-a spus la un moment dat: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Apoi, în pilda bogatului cu Lazar, găsim un altul care avea succes, era prosper, era un om dinamic, avea viață bună, avea confort. În termenii noștri, așa cum se calculează succesul, era unul dintre oamenii de top ai lumii, da? Bogatul acela avea tot ce voia, ducea o viață de distracție, de divertisment, de plăcere, avea confort, avea mâncare, avea băutură, avea tot ce îi trebuia, nu-și bătea capul cu absolut nimic. Dragilor, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre oameni care și-au înfipt cumva ghearele în tot ce a fost mai bun pe pământ pentru a avea anumite câștiguri. Să știți că omenirea continuă să se lupte pentru putere. Omenirea continuă să se lupte pentru teritorii, pentru funcții politice. Anul acesta vor fi din nou alegeri. Să știți că există o luptă acerbă, nu pentru binele comun, ci pentru a ocupa niște funcții, niște poziții care aduc ceva privilegii, sigur. Aduc bunăstare, pot îngroșa portofelele, ceva mai multă putere, ceva mai multă popularitate. Ar fi bine ca printre aceștia, și cred că un număr mic de oameni mai găsim acolo care au motivația aceasta de a lupta pentru binele comun, de a apăra valorile creștine și de a-L aduce pe Dumnezeu în contextul acesta în care noi ne aflăm. Să știți că, pe de altă parte, sunt foarte mulți oameni care se sabotează la locul lor de muncă. Da, fac planuri mârșave ca să-l dea pe ăla jos, să ajungă ei în anumite poziții, să dobândească ei anumite privilegii din partea șefului, se trădează unul pe celălalt, pentru că în contextul din seara aceasta vorbim și despre cea mai cruntă trădare din istorie, cea mai teribilă trădare din istorie. Dragilor, în lupta aceasta pentru funcție, pentru succes, pentru putere, pentru trend, trendul este, dacă vreți, zona aceea în care apar cei mai tari, cei mai populari, cei mai carismatici. În lupta aceasta pentru a fi în top, pentru a fi un om de succes, să știți că nu se ține cont de competență, nu se ține cont de caracter, nu se ține cont sau se ține cumva cont de credință, pentru că nu poți să fii în topurile lumii dacă ai credință și ai valori foarte bine fundamentate în viață. Nu se ține cont de conduită, de curăție. Posturile sunt pentru cei descurcăreți. Posturile sunt pentru cei carismatici. Pentru cei care au cuvintele la ei, dar caracterul departe. Uitați-vă la tineri. Tinerii fac orice pentru a ieși în evidență. Fac absolut orice. Dacă veți intra pe TikTok, și nu vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta, doar ca notă informativă, veți descoperi că sunt o mulțime de tineri
care de la acte de teribilism până la aș vinde trupul pentru anumite favoruri, fac toate relele posibile doar să fie în trend, să fie în top, să fie aparent oameni de succes. Cunosc o persoană care a apărut nu de mult la televiziune și vorbea despre succesul pe care îl are în viață. Nu contează cum și-a construit succesul acesta, spunea cel care intervieva această persoană. Ea cu mândrie, persoana aceasta spunea despre cum a reușit să facă câteva milioane de dolari. Sigur, cei care urmăreau și cei care urmăresc de obicei emisiuni de genul acesta, ei cataloghează a fi un succes real. Însă persoana respectivă făcuse banii aceia, peste 2 milioane de euro, prin faptul că și-a vândut trupul. Este aceasta o formă de succes? Nu este o formă de succes. Sunt unii oameni care fac pact cu diavolul pentru a dobândi nu știu ce succes în viața aceasta și mai sunt și alții care au fost în cadrul foarte apropiat de Domnul nostru Iisus Hristos. Să știți că banii, plăcerea, puterea domină idealurile celor mai mulți oameni. Succesul cu orice preț. Nu se ține cont de misiune, de adevăr, de valori fundamentale. Când eram sportiv, să știți că deseori am suferit durerea aceasta interioară și vorbeam cu fratele Valentin Briceac zilele trecute, a trecut în vizită pe la mine și discutam pentru că și fiica dânsului este în domeniul sportiv. Deseori când eram copil, să știți că podiumul deja era programat cu o seară înainte, acolo când se împărțeau sacoșele, când arbitri, deja se știau cumva brigăzile de arbitri, își împărțeau notele, ăsta e al meu, ăla e al meu, și deseori vedeam pe podium, chiar pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, oameni care nici nu trebuia să fie în primii opt, cu atât mai mult să fie pe locul întâi. Dar arbitrii aveau puterea aceasta să ofere un succes, un succes care înjosea pe mulți. Deseori unii dintre ei spuneau, n-am meritat locul acesta. În seara aceasta vom vorbi despre câștiguri care înjosesc, câștiguri înjositoare. Dragilor, cum adică să ai un câștig înjositor, un câștig care te înjosește? Poți fi în situația aceasta când te afli într-o funcție pe care nu o meriți. Dacă te-ai urcat într-o funcție dând din coate, pe pile, te-ai compromis pentru bani, dacă te duci în zona aceasta de religie fără a avea caracter, fără a avea conduită, fără a avea moralitate. Sunt o mulțime de oameni care călăresc funcții fără a avea caracter, fără a avea moralitate. Dacă actele de imoralitate te descalifică în vederea slujirii și tu continui, și acesta este un succes care te înjosește. Dacă ai ajuns undeva, cum spuneam mai devreme, pe pile, tot același lucru. Dacă pentru acel câștig aparent te-ai vândut, ți-ai vândut valorile, credința, familia și ești pe valul succesului, de fapt doresc să spun tuturor celor care ne ascultă în seara aceasta, dragilor, că ei sunt cei mai mari perdanți, oamenii aceștia care caută succesul cu orice preț. Vreau să vă spun în seara aceasta că cel mai mic și neînsemnat creștin de pe planeta aceasta, care este sincer cu Dumnezeu, are parte de cel mai mare succes. Pentru că cine se leagă de Hristos va fi înălțat pentru totdeauna. Încheierea succesului în mod garantat va fi când Iisus Hristos va spune fiecăruia dintre noi, vino rob bun și credincios. Acesta este punctul culminant al succesului pe care Biblia îl garantează. Să, dragilor, bun venit în lumea postmodernă, în lumea secolului 21, această lume a minciunilor, a publicității exagerate, o lume a învârtelilor, a înșelăciunii, a fake-urilor, a imitațiilor. Bun venit în lumea măștilor, a oamenilor bipolari, în secolul trădării. Bun venit în lumea oamenilor care par a fi foarte încântători și binevoitori, dar ascuns sunt cât se poate de calculați și de nemiloși, vicleni și subtili. Bun venit în lumea lor. Domnul Hristos poate să ne vorbească despre astfel de oameni. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, dragilor, vom vorbi despre patru categorii de oameni. Prima categorie de oameni este reprezentată de Iuda. Este primul care are un câștig care îl înjosește în mod cumplit. Iuda ce face? Iuda a câștigat 30 de arginți, dar și-a pierdut sufletul.
Pentru el a fost un câștig și o să vedem în cele 6 perspective așezate în dreptul acestui om că l-au interesat și banii pe Iuda. Iuda ar fi primit undeva între 3.000 și 10.000 de dolari pentru a-l vinde pe Fiul lui Dumnezeu, pe cel mai important om de pe planetă. Vedeți, primul mare câștig înjositor, câștig care te înjosește, este lupta pentru bani, cu orice preț. Nu contează valorile, nu contează caracterul, nu contează pierderile care se succed acestor alegeri. Sunt unii oameni care fac orice, trădează, călăresc, se urcă ca să ajungă în funcții. Iuda este primul personaj. Andrei, dacă poți să pui imaginea cu Iuda. Iuda a câștigat 30 de arginți, dragilor, dar și-a pierdut sufletul. Știm despre Iuda că a umblat cu Hristos, a avut o imagine bună. Părea preocupat, nu aceasta este imaginea, asta mai târziu, asta e preot, nu asta e Iuda. Era preocupat de nevoile săracilor. El este Iuda, bietul Iuda. Era unul dintre cei 12 care umblau cu Dumnezeu. Iuda a ajuns în grupul cel mai important, a fost selectat să facă parte dintre cele mai importante 12 persoane din lume, care erau foarte aproape de Domnul nostru Iisus Hristos. De la Iuda putem înțelege, dragilor, că nu toți cei care stau lângă Hristos au motivații curate, au intenții curate. Vedeți, Iuda a găsit un teren fertil pentru beneficii multiple. Iuda se leagă de Hristos prin asociere, pentru interese personale și pentru câștig mârșav. Dragilor, povestea acestui om este cât se poate de tragică. Despre Iuda nu știm prea multe lucruri. Sunt unii oameni care spun că tatălui era Simon și că numele lui de familie era Iscariotul. Era probabil o combinație a cuvintelor ebraice Iș și Cariot, care aveau să fie traduse apoi om sau bărbat din Cariot. Din scripturi descoperim că el a fost numit vistiernicul celor 12 și că a devenit un hoț, un trădător, un personaj negativ. Dragilor, sunt 6 motive sugerate pentru care Iuda l-ar fi trădat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să le parcurgem. Întâi de toate, fiind din Cariot, Iscarioteanul, da? Iuda ar fi fost singurul non-galilean din grup. S-ar putea să fi fost amărât din cauza faptului că era un om ciudat și asta l-a condus la lupta lui ticăloasă. Se simțea exclus din grup, se simțea respins, se simțea nebăgat în seamă, nu se simțea aparținând grupului. Și să știți că sunt foarte mulți oameni care atunci când se simt respinși, care atunci când se simt că nu fac parte din grup, ei pot proiecta niște planuri mărșave să distrugă. Deci aceasta este prima perspectivă sugerată în dreptul lui Iuda. Fiind non-galilean, s-a simțit exclus, s-a simțit în afara grupului. Și a zis, dacă tot mă simt în afara grupului, fac eu ceva să ies cu totul de aici. Apoi, s-ar putea ca el să fi făcut lucrul acesta, de a-l trăda pe Domnul Iisus Hristos, pentru a-și salva propria piele și abia apoi a văzut enormitatea a ceea ce a făcut. Știa cumva că Domnul Iisus Hristos va fi dus la moarte, pentru că în dialogurile cu preoții, dacă o să vă uitați în scripturi, cu mult înainte să ajungem la acest episod, după ce Domnul Iisus Hristos a făcut minuni, că o să vorbim despre argumentele preoților, argumentele politice, religioase și de toate naturile, o să vedeți că oamenii aceștia au zis mai bine să moară un om decât o națiune. Ei vedeau minunile pe care Domnul nostru Iisus Hristos le făcea, dar au luat decizia să-L omoare. Deci, Iuda, umblând în compania lor, probabil că ar fi știut. Apoi, poate pur și simplu a făcut-o din lăcomie. A făcut-o pentru bani. Și spune Biblia că era lacom de bani. Probabil că ar fi negat asta, dar, dragilor, descoperim aici că el se duce, negociază cu preoții să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos și el primește 30 de arginți. Sunt teologi care spun că el ar fi primit undeva la 3.000 de dolari sau undeva la 10.000 de dolari. Oricare ar fi fost suma, 3.000 de dolari sau 10.000 de dolari, să-l vinzi pe Fiul lui Dumnezeu pentru 10.000 de dolari. Să-l vinzi pe Fiul lui Dumnezeu pentru 3.000 de dolari este un lucru cumplit. Dacă banii au fost scopul mârșav al lui Iuda, Iuda a fost un om total lipsit de înțelepciune.
Iuda a câștigat un succes aparent, s-a simțit pentru o singură noapte bogat, pentru câteva ore s-a simțit bogat, având în buzunarele lui 30 de arginți. Vedeți lupta aceasta pentru bani, unii calcă pe principii, își părăsesc familiile, fug din biserică să facă bani, cât mai mulți bani, 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 și banii îngroapă pe oamenii aceștia. Nimic fără Dumnezeu, dragilor, nici muncă, nici business, nici profesie, absolut nimic. Pe de altă parte, sunt unii care spun că s-ar putea foarte bine ca Iuda să fie ajuns să-L urască pe Domnul Iisus Hristos, pentru că nu și-a putut ascunde sinele interior de Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos știa tot ce gândește Iuda, știa tot ce trăiește Iuda în ascuns. Alții s-au uitat la Iuda și l-au văzut ca pe unul dintre discipolii lui Iisus, ca pe un om bun. Dar Iisus, să știți că El ne vede așa cum suntem noi în realitate. El știe ce este în inima mea și El știe ce este în inima dumneavoastră. El știa ce era în inima lui Iuda și Iuda, spun unii, probabil a început să-L urască pe Domnul Iisus Hristos, pentru că atunci când stai față în față cu lumina și vezi cine ești, vorbeam cu o soră, nu-i dau numele, și spunea că deseori soțul are reacții mai violente. Și am zis, păi cum să nu aibă reacții violente, pentru că tu, prin comportamentul tău, prin caracterul tău, tu nu neapărat că îl condamni, îl aduci față în față cu lumina și el se vede păcătos și ticălos. Vedeți, Iuda n-a mai suportat lucrul acesta și a început să-L urască pe Domnul Iisus Hristos, așa spun unii. Pe de altă parte, s-ar putea ca numele de familia lui Iuda să nu fi fost un derivat al ebraicii Iscariot, cât a fost o formă a cuvântului grecesc care înseamnă purtător de pumnal. Purtător de pumnal. Acum, purtătorii pumnalelor în vremea respectivă, să știți că reprezentau o bandă organizată de naționaliști violenți. Aveți grijă pe cine votați, da? Naționaliști violenți care erau pregătiți să folosească toate mijloacele disponibile, inclusiv asasinarea, pentru a elibera Palestina de sub dominația romană. Naționaliști violenți, da? Purtător de pumnal. El a venit lângă Hristos și a zis, las că o să beneficiez de popularitatea lui, dar până când ajung în poziția în care, prin asalt cu gruparea aceasta de naționaliști violenți, o să dobândim puterea. Planuri politice și alte planuri meschine. Mai probabil că nu, Iuda nu a intenționat niciodată ca Iisus să moară în acea zi, ci a sperat să-și forțeze mâna astfel încât, atunci când va fi trădat, să-și folosească puterea pentru a elibera Israelul. Iuda Iscarioteanul, prieten, era aproape de Hristos, discipol, vistiernic și în cele din urmă trădător. Dragilor, primul om despre care vorbim în seara aceasta, care are un câștig înjositor, este Iuda. Fiecare om care calcă peste principii, peste valori, părăsește credința pentru a avea un câștig temporar, pentru a-și umple pungulița cu bani, să știți că acela este doar un succes aparent, un succes înjositor. Nu vom putea privi niciodată cu respect în față unii oameni care au ajuns în poziții înalte, călcând în picioare pe alții, furând prin corupție, prin compromisuri, niciodată. Iuda este primul om din mesajul nostru din seara aceasta, dragilor, care are un câștig înjositor, un câștig josnic. Pentru câteva ore s-a bucurat că are o pungă cu 30 de arginți și pentru toată eternitatea Iuda suferă cumplit. Pentru că el a rămas în istoria consemnată ca cel mai crunt trădător din istoria omenirii. Dați-mi voie să vă spun că el a ieșit de la cină când diavolul a intrat în el și, cum spuneam alte ori, că a pornit pe cele mai sinistre și tenebre căi ale existenței umane. Acolo unde diavolul l-a dus și când a văzut amploarea pe care o luat-o gestul lui de a-L trăda pe Hristos, omul acesta s-a căit, dar n-a mai putut să se pocăiască pentru că diavolul l-a luat în stăpânire. Dragilor, nu vă vindeți principiile pentru argint. Nu vă vindeți credința pentru argint. Să nu ne vindem familiile pentru argint. Să nu-L vindem pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru argint. Să nu ne vindem sufletul pentru argint. Tendința, ispita, tentația este cât se poate de mare. O mulțime de tineri care mută granița cât mai aproape de lume.
Să nu mai existe deosebire între viața lor și a celorlalți din lume, să nu zică cei din lume că sunt ridicoli. Tot mai mult spre muzica laică, tot mai mult spre arta laică, tot mai mult spre lumea aceasta care fură, devorează și distruge. Uitați-vă la toți cei care au avut un succes aparent, oameni mari. Succesul acesta i-a înjosit și i-a îngropat din nefericire. Apoi, după ce că Iuda a câștigat 30 de arginți și și-a pierdut sufletul, preoții, al doilea cadru, au câștigat argumentul, dar au pierdut adevărul. Preoții au câștigat argumentul. Oamenii aceștia aveau cuvintele la ei. Să știți, cunoșteau și religie, cunoșteau și politică, cunoșteau și viață socială, știau cum să se adreseze. Și deseori am fost în situații când cei mai isteți ca noi, care n-am știut să ne descurcăm, să vorbim, au știut să câștige argumentul, dar au pierdut adevărul. Preoții au câștigat argumentul în fața lui Pilat, dar au pierdut adevărul, l-au pierdut pe Hristos. Ce este adevărul, a întrebat Pilat. Adevărul era acolo, Hristos. Ei au argumentat foarte bine din multe puncte de vedere. Când s-a făcut de ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare, spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată, era dimineață, n-au intrat în odaia de judecată, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Dar uitați-mă că vă spun în seara aceasta, ei erau deja spurcați pe interior. Fățărnicie maximă și insuportabilă. Întâi Dios, erau foarte bine cunoscători, da? Sub legislația romană, liderii iudaici nu aveau autoritatea de a executa pedeapsa cu moartea. Așa se explică de ce ei s-au grăbit foarte tare să-L ducă pe Domnul Iisus Hristos, da? În fața lui Pilat din Pont, guvernatorul roman. Foarte tare s-au grăbit. Dimineața, la prima oră, l-au și dus înaintea lui Pilat. În pofida urii lor, pe care o aveau față de Roma, care îi subjuga, ei au făcut pact acum cu liderii Romei, da? L-au luat în grabă pe Domnul Iisus Hristos și l-au dus înaintea lui Pilat pentru a satisface o ură atât de mare. Plângerile reale ale iudeilor împotriva lui Iisus erau în realitate, să știți, de ordin religios, și pe aceste mei l-au judecat ei. Dar acuzațiile religioase nu aveau nicio greutate în fața instanțelor romane. Fiind conștienți de acest lucru, atunci când l-au dus înaintea lui Pilat, ei au formulat împotriva lui 3 acuzații și o să vorbim despre ele. Pentru că al doilea argument pe care îl câștigă dincolo de argumentul religios este argumentul politic. Și au început să-l părască și să zică. Au văzut că nu merge cu religia prea bine și au zis, mă, trebuie să-l prindem cumva pe Iisus. Și au început să se ducă în zona politică, da? Și au zis, în felul următor, au început să-l părască și să zică, pe omul acesta l-am găsit atâțând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristos împăratul. Da? Primul argument, în zona aceasta a politicii, că ar fi fost un revoluționar, că ar constitui o amenințare la securitatea Imperiului. Argumente politice. Că el ar fi îndemnat pe oameni să nu achite impozitele. A făcut Domnul Hristos lucrul acesta? Când a luat banul acela, a zis, a cui chip este acesta? Al cezarului. Dați cezarului? N-a făcut. Mințeau acești preoți. Câștiguri înjositoare. Au câștigat argumentul, dar au pierdut adevărul. Uneori în viață, dragilor, când discutăm cu oamenii și știm că în mintea noastră nu suntem poziționați față de adevăr, ne vine să argumentăm foarte bine, să ieșim bine din situația aceea. Dar chiar dacă am ieșit bine din situația aceea, să știți că n-am ieșit bine înaintea lui Dumnezeu. Putem argumenta foarte bine să câștigăm inclusiv tot poporul de partea noastră. Dar dacă n-am argumentat bine înaintea lui Hristos și a lui Dumnezeu, am pierdut totul. Putem câștiga argumentul ca și preoții și să pierdem adevărul. Ei au afirmat că este rege, amenințând prin aceasta puterea și poziția împăratului. Vedem și aici argumente naționaliste, patriotice. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face cu puțin timp înainte? Omul acesta face multe minuni,
Vedeți? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el, au spus preoții. Și vor veni romanii și ne vor nimici în locul nostru și neamul, locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este de folos în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Din ziua aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, au hotărât să-l omoare. Dragilor, oricum am ieșit dintr-o situație, adevărul ne face liberi. Adevărul ne face liberi. Întâlnim deseori în viața noastră oameni care au vorbele la ei și au argumente, cu toate că știi că nu sunt poziționați față de adevăr, sunt pe cale să te convingă și pe tine. Preoții aceștia au făcut toate demersurile să convingă pe Pilat, au folosit argumente de toate naturile, dar au pierdut adevărul. Acum în seara aceasta vreau să spun în mod direct celor care ne urmăresc pe internet, că aici toți cei care ați venit să vă împărtășiți și sunteți ai Domnului. Nu există niciun argument înaintea lui Dumnezeu care să rămână în picioare. Absolut niciun argument înaintea lui Dumnezeu care să rămână în picioare. Nici o scuză. Unii vor spune, păi am fost prea mic, am fost prea tânăr, am fost prea bătrân, a fost prea târziu, am fost în apogeul carierei. În fața lui Dumnezeu toate acestea o să cadă la pământ. Nu există niciun argument solid în fața adevărului decât plecăciune înaintea lui și să-l recunoaștem pe el în viața noastră. Toți cei care suntem aici în seara aceasta putem argumenta față de Hristos cum vrem noi, teologic, politic, naționalist, patriotic, cum vreți dumneavoastră, și suntem fără scuză înaintea împăratului. Sunt unii oameni care zic: eu nu mă pocăiesc, Domne, că nu-i vremea încă. Nu e o scuză și nu e un argument. Sunt prea mic, sunt încă la școală, încă am carieră, încă am facultate. În fața lui Dumnezeu, toate acestea nu sunt argumente. În fața lumii, da, putem câștiga argumentul, îi putem convinge pe oameni, dar pierdem adevărul. Câștiguri înjositoare. Iuda a câștigat 30 de arginți și a pierdut sufletul. Preoții au câștigat argumentul, dar au pierdut adevărul. Au câștigat argumentul și au pierdut adevărul. Vedeți, pe de altă parte, să știți că i-au câștigat și puterea religioasă de acum, dar au pierdut împărăția cerurilor. Oamenii aceștia și-au continuat slujbele religioase cu mâinile pătate de sânge, argumentând în continuare, dar au pierdut adevărul cumplit. Au câștigat procesul condamnării la moarte lui Hristos, dar oamenii aceștia au pierdut învierea, au pierdut adevărul. Mergem mai departe în seara aceasta și vorbim despre Pilat. Pilat este al treilea din mesajul nostru care are un câștig înjositor, josnic. Sunt succese care te coboară și eșecuri care te înalță. În raport cu ei, să știți că de partea cealaltă a ucenicilor, Petru s-a lepădat, ucenicii au fugit și acolo vorbim despre eșecuri. Dar eșecurile lor, aduse la picioarele lui Hristos, aduc înălțare din nou, relație din nou cu Domnul Iisus Hristos. Și viața lor va fi ridicată cum nici nu ne-am imaginat noi, dragilor. Pilat a câștigat liniștea temporară a mulțimii pentru furtuna veșnică a conștiinței că a dat la moarte un nevinovat. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Găsim că Pilat a încercat să scape din această situație fără să ia o decizie în privința Domnului Iisus. A încercat să mute decizia pe preoți, pe popor, mai că n-a putut. Vedeți? Pentru că nu a fost în stare să procedeze corect și să spună: pentru mine adevărul este mai important decât funcția. Pentru că vom fi puși în situații
în care adevărul este mai important decât funcția pe care o avem, decât poziția pe care o avem în societate. În momentul în care Richard Wurmbrand, la congresul acela comunist, s-a ridicat și a apărat pe Hristos, viața lui Richard Wurmbrand n-a fost atât de importantă pe cât a fost important Domnul Iisus Hristos. Pe Pilat l-a interesat funcția și el a câștigat liniștea temporară a mulțimii pentru furtuna veșnică a conștiinței. Vedeți? Spune cuvântul lui Dumnezeu că el a convocat în grabă o ședință a liderilor iudei, explicându-l, măi, l-am dus și la Irod, nici Irod nu găsește o vină în el. Nici eu nu găsesc o vină în el, omul acesta este nevinovat. Pe de altă parte, mai vine și nevastă-sa și îl tulbură pe Pilat. Vine nevastă-sa și îi spune, toată noaptea am fost tulburat. Toată noaptea am fost consumată, l-am visat pe omul, să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Vedeți, cred că în sinea lui Pilat a început să tremure, mai ales că a întrebat ce este adevărul. Ești tu împăratul iudeilor? Și el spune, da, sunt împăratul iudeilor. Mă gândesc că în sinea lui Pilat era profund tulburat de aceasta, dar n-a avut curajul să spună preoților și mulțimii, plecați de aici, eu decid, dar eu sunt guvernator, nu voi! Și n-a făcut lucrul acesta. A câștigat liniștea temporară a mulțimii pentru furtuna veșnică a conștiinței. Furtuna veșnică a conștiinței. Pilat a strâns pe preoți cei mai de seamă, pe fruntași și pe noroși și le-a zis, mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părâți. Era nevinovat, pentru că era mielul fără pată al lui Dumnezeu. Era adevărul. Era cel mai curat om de pe planetă. Numele lui este Iisus Hristos. Ca să-i mulțumească, a crezut că o să scape Pilat. A zis, luați-l și loviți-l cu biciu, da? Și l-au dat să-l bată pe Domnul Iisus Hristos. Și spune un comentator atât de profund, acest compromis jalnic a fost, desigur, total nejustificabil și ilogic. A fost încercarea disperată a unui suflet înfricat de a-și face datoria față de Iisus și, în același timp, de a fi pe placul lumii. Dragilor, cum trăim noi? Căutăm joia să ne facem datoria față de Iisus? Vineri, sâmbătă, până duminică, să fim pe placul lumii? Îl condamnăm pe Pilat, că a văzut că el este nevinovat și a încercat să-l apere pe Hristos. Îl apărăm joi și duminică și apoi trăim după placul lumii. Se întâmplă deseori în viața credincioșilor. La slujbe să-l apărăm pe Hristos și afară interesele lumii. Dragilor, liniștea temporară din viața lui Pilat a însemnat lașitate, lepădare, lapidare. Verdictul lui Pilat a fost următorul. Este nevinovat, dar totuși condamnat. Nevinovat? Preoții cei mai de seamă și dregătorii, spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost în culmea furiei. I-au cerut moartea Domnului nostru Iisus Hristos și eliberarea unui criminal notoriu. Și ultimul lucru despre care vorbim în seara aceasta, al patrulea câștig înjositor. Mulțimea câștiga falsul fiu al tatălui și l-au pierdut pe adevăratul fiu al tatălui. Repet, mulțimea câștigat falsul fiu al tatălui și l-au pierdut pe adevăratul fiu al tatălui. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Apoi spune cuvântul, la fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să elibereze un întemnițat. Ei au strigat cu toți într-un glas. La moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Să știți că Baraba, după cuvântul lui Dumnezeu,
fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru o crimă. Era criminal Baraba. Hristos era curat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că mulțimea a strigat într-un glas tare la moarte cu omul acesta. Evanghelistul Matei ne spune că marii preoți și bătrânii au convins mulțimea să-l ceară pe Baraba. Pilat a fost șocat de faptul că această grupare religioasă era atât de crudă și de violentă. Dragilor, Barabas înseamnă fiul tatălui, dar falsul fiu al tatălui. Mulțimea a ales falsul fiu al tatălui și au pierdut pe adevăratul fiu al tatălui. Bar în evreiască înseamnă fiul și Abba sau Abbas înseamnă tată. Fiul tatălui, Barabas, fiul tatălui. Nici măcar nu știm dacă era un nume sau o poreclă. Pilat aduce înaintea mulțimii doi oameni, le aduce pe falsul fiu al tatălui și le aduce pe adevăratul fiu al tatălui. Și mulțimea aceasta despre care vorbim aici l-a ales pe falsul fiu al tatălui. Nu l-au ales pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vedeți? Cât se poate de groasnic, cât se poate de cumplită situația aceasta, dragilor. Lumea repetă și astăzi aceleași lucruri. Lumea continuă să-l aleagă pe falsul fiu al tatălui. Uitați-vă cum decurg lucrurile în afară și veți vedea că alegerea celor mai mulți oameni este îndreptată către falsul fiu al tatălui, nu către adevăratul fiu al tatălui. A patra mare pierdere despre care vorbim în seara aceasta este că mulțimea, toți de acolo, în cor, au ales pe falsul fiu al tatălui. Au strigat în cor toți, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Și în cele din urmă, Pilat, făcând pe placul mulțimii, l-a eliberat pe Baraba și de atunci, dragilor, să știți că spiritul lui Baraba domină întreaga lume. Ucigașii continuă să fie ridicați pe tronuri, în timp ce regele Iisus Hristos continuă să fie respins. Oamenii de scurcăre sunt așezați pe tronuri în funcții și cei drepți sunt dați la o parte. Sunt respinși, însă să nu uităm, dragilor, că ceea ce au cerut cei din mulțime, pentru că mulțimea cuprinsă de sălbăticie nu se mai gândea deloc la culpabilitate, asumându-și cu ușurătate povara vinovăției, strigau în felul următor: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și de atunci până astăzi Israel suferă cumplit, pentru că cine nu-l alege pe Hristos va suferi cumplit. Eleazar, te rog să vii, ne apropiem de încheiere. Vedeți, dragilor, astfel Iuda, preoții, Pilat și întreaga mulțime, toți aceștia au suferit mari pierderi în ciuda faptului că au avut câștiguri aparente. De a-și ajunge cea mai mare slavă pământească, spune, în zadar dacă voi pierde slava cea cerească. Ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos. Ce folos pe Iuda să fi umblat 3 ani de zile cu Hristos, să fi văzut toate minunile, să fi participat cu El în toate misiunile, pe toate ulițele, prin toate satele. Ce folos că a stat cu Hristos la masă și în semn de respect, Domnul Hristos în ultima instanță, ca să-L câștige din nou pe Iuda, pentru că în cultura respectivă, atunci când ridicai farfuria și o întindeai către un om, acesta era cel mai înalt act de a cere prietenia cuiva. Și Iuda, întunecat la minte de scopurile sale, mârșave pentru un câștig temporar, Iuda care avea arginți în buzunar, 30 de arginți, 3.000 de dolari sau 10.000 de dolari, că unii pentru 3.000 de dolari își vând și mama și tata și frații și copiii, își vând tot, principii, valori, absolut totul.
pentru un moment de plăcere. Ce folos să fii cu 10.000 de dolari în buzunar, un câștig temporar și înjositor, și să-ți pierzi sufletul pentru totdeauna. Pe de altă parte, dragilor, preoții au fost atât de bine pregătiți că au câștigat argumentul. Și am fost puși uneori în situații în care am stat cu gura închisă în fața unor oameni care argumentau din toate punctele de vedere și n-am putut să ne apărăm. Și ne-au dominat cu discursul lor și cu argumentarea lor. Dar vă spun în seara aceasta, înaintea lui Dumnezeu, au pierdut adevărul. Degeaba argumentăm dacă pierdem adevărul. Preoții au argumentat în așa fel încât l-au forțat pe Pilat să-L ucidă pe Hristos și au adus mulțimea aceea crudă și violentă într-un strigăt: răstignește-L, răstignește-L, ucide-L, dă-L la moarte, sângele Lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Au argumentat atât de bine încât mulțimea, să știți că nu mai reprezintă de mult semnul că Dumnezeu lucrează acolo. Cu Hristos n-a rămas nimeni. Putem argumenta uneori, mințind foarte bine, dar pierdem adevărul. N-ar fi mai bine să-i spunem în seara aceasta lui Dumnezeu cine suntem? Să-i spunem: Doamne, ăsta sunt. Ce să mai stau să argumentez? Ce să mai arăt lumii că... Biblia ne învață că în zadar totul, chiar dacă am câștigat lumea, dacă ne-am pierdut sufletul. Pentru 30 de arginți Iuda a ajuns din ucenicul Domnului un fiu al pierzării, un fiu al ghenei. Preoții au demonstrat că au avut iadul în suflet, cu toate că țineau slujbe religioase. Degeaba au avut argumente dacă au pierdut adevărul. Pilat a ales liniștea temporară a mulțimii, dar a rămas cu furtună veșnică în conștiință. Mulțimea a ales pe falsul fiu al tatălui, Barabas, fiul tatălui, în timp ce adevăratul fiu al tatălui era scuipat, biciuit și batjocorit. Vă invit cu respect să vă ridicați și invit echipa de închinare să cântăm acest cântec și ne pregătim să ne împărtășim cu Domnul. Ce folos să ai toți banii din lume, să stea în mână arginți, dacă îți lipsește aurul credinței. Ce folos toate acestea. Ce folos să argumentezi la nesfârșit: sunt prea tânăr, nu-i vremea, mai târziu, sunt prea bătrân, încă nu e timpul potrivit. În tot acest timp pierzi adevărul. Domnul Iisus Hristos a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face. Argumentează cu pocăință în seara aceasta. Să argumentăm cu pocăință. Oamenii aceștia au avut câștiguri înjositoare, dar cel mai mare câștig al nostru este Hristos. Pe El îl dorim și cu El dorim să mergem mai departe. Cu Iisus vreau să-mi continui calea, cu El vreau să fiu aici jos, până voi ajunge în împărăția slavei sale. Nici banii, nici puterile, nici plăcerile, nici mulțimile, nici ispitele, nici tentațiile, nimic din toate acestea. Cu Iisus vreau să-mi continui calea, să cântăm împreună acest cântec și ne apropiem de masa Domnului. Să ne împărtășim cu El, să-i spunem: Doamne, de la Tine am învățat că putem câștiga toată lumea, dar dacă ne-am pierdut sufletul, în zadar totul, Doamne Dumnezeule. Tot ce strângem fără Tine risipim, Doamne. Sunt o mulțime de oameni care stau cu acei 10.000 de dolari ai trădării, Doamne, în buzunar și merg mai departe crezând că le va fi bine, Doamne, dar banii aceia îi vor îngropa, Doamne. Vrem să Te alegem pe Tine, Iisus. Suntem la cină, Doamne Dumnezeule. Curățește-ne în seara aceasta, Doamne, în sângele vărsat la cruce, Doamne.
și dă binecuvântare poporului Tău în seara aceasta, Doamne, din belșug binecuvântare. Împărtășirea noastră să fie sinceră și deplină, Doamne. Te alegem pe Tine, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pentru totdeauna, pe Tine, Doamne.